în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichi. Filmul. O ia la stânga, aruncă. Tare! Poți să faci cu spatele? Da, sigur. Nu cred. Ce aruncare! Mi-ar fi plăcut să vadă și Simca. De ce nu facem un filmuleț pentru Simca despre Fire? Putem folosi fix tableta, are cameră. De ce să facem doar pentru Simca? Îl facem pentru toți. Bună idee! Eu o să arunc mingea, iar Nolik va fi cel care va filma. Ce vom face? Puteți face ce vreți voi. Puteți fi majoretele sau antrenoarele. Da, o majoretă. Și eu vreau. Animațiile și filmele au apărut în urmă cu mai bine de 100 de ani, după inventarea filmului celuloid. Un film este alcătuit dintr-o serie de fotografii care se numesc cadre. Când priviți repede cadrele unul după altul, imaginea de pe ecran pare să se miște. Este greu de crezut, dar primii telespectatori s-au speriat foarte tare când au văzut un tren în mișcare pe ecran. La început, filmele erau mute. Abia mai târziu, oamenii au învățat să facă filme cu sunet. Și la scurtă vreme, oamenii au învățat să facă filme în culori aprinse și frumoase. Filmele nu mai sunt filmate pe film acum, sunt realizate cu camere digitale. Astăzi, aproape toate telefoanele și tabletele au camere digitale în interior. Datorită acestui lucru, e ușor pentru aproape oricine să-și facă propriul film și să-l împărtășească prietenilor. Fire, cel mai tare! Wow, aruncă cel mai bine! Hei, nici n-am dat drumul la cameră! Pregătiți-vă! Haideți! Și... Fire, cel mai tare! Stop! Bine. Am înțeles! Arată-mi! Și... Fire, cel mai tare! Și mingea unde e? A zburat! Uite acolo! Nu e în regulă! Trebuie să prinzi mingea cum zboară către coș! Am înțeles! Pregătiți-vă! Fire, cel mai tare! Cum a fost? A mers! Am filmat! Eu unde sunt? Ești pe acolo, pe undeva. Nici noi nu ne vedem. De ce mai suntem majorete? Nolik, să te asiguri că intrăm cu toții în cadru. Bine, încerc. Ce spuneți dacă arunc eu și filmează Fire? Nu, Nolik, mai bine aruncă Fire mingea și tu te ocupi de filmat. Fire nici nu nimerește coșul. Să nimerești tu coșul când te cicălește toată lumea. A, deci e vina noastră. De ce nu vezi cum să joci? Iarăși vă certați? Facem un film. Wow! Poți să-l văd? Nu e nimic de văzut, am filmat doar bucăți. Și niciuna nu e bună. Nu vă temeți? Nicio problemă! Are nevoie doar de editat. De ce are nevoie? Filmele nu sunt de obicei filmate dintr-o bucată. Se filmează scene pe rând. Și fiecare dintre aceste scene pot fi filmate de mai multe ori cu camera în diferite unghiuri. Din pricina asta sunt multe opțiuni. După ce ai terminat de filmat, poți să iei cele mai bune bucăți și le pui una după alta pentru a alcătui filmul. Acest proces se numește editare. Editarea ne permite să realizăm filme care să arate lucruri care pot fi imposibil de filmat toate odată. Ei, ia să vedem! Pentru prima aruncare avem prima filmare de aici. Pentru mingea care intră în coș, o avem pe asta. Îmi place filmarea cu mine când arunc. Și nu uita să ne pui pe amândouă. Sigur că da! Uitați ce ne-a ieșit! Fire, cel mai tare! Chediș! Filmul e grozav! Pot să încerc să-l editez? Da, dă-i bătaie! Acum avem ce arăta profesorului! Și lui Digi! Și lui Tatixi și Mamixi!
Uite, am editat filmul în felul meu. Ce-a fost asta? Nu e adevărat. Ba este, așa e editat. Nu e corect, Nolik. Fire a fost capabil să dea coș de 100 de ori fără niciun edit. Tu niciunul. Hei, prieteni, nu vă certați. Vreți să vă învăț cum se aruncă mingea la coș? Da! În regulă, să începem! Și aruncă! Fire, cel mai tare! Aruncă cel mai bine! Dacă ți-a plăcut Fixiki, abonează-te! Fixiki. DVD-ul. Șosețică, pleacă de aici! Oh, unde s-a dus? Oh, aici era! Bună, micule Tom! Ce e pe discul ăsta? Bună, Nolik! Bună, Simca! E o animație despre Gulliver în Țara Piticilor. Prietena mea, Gianina, mi l-a împrumutat. Îl pot ține până mâine. Și despre ce este povestea? Păi, despre un tip care naufragează într-un loc unde oamenii sunt mici, mici, mici. Fixiki, adică? Nu, nu Fixiki, Liliputani. Liliputani? Aha, știi ce, Simca? Cred că Liliputanii ar putea fi strămoșii voștri. Nici gând! Bunicul nostru ne-a spus o poveste total diferită despre Fixiki. Când ceva e foarte bine făcut, atunci se spune că acel ceva e făcut cu suflet. Pe timpuri, oamenii făceau lucruri care țineau, iar în fiecare lucru lăsau câte o bucățică din sufletul lor. Acele mici bucăți din sufletul lor se transformau în mici meseriași numiți Fixiki, care locuiau în acele aparate și aveau grijă de ele în fiecare zi. Și așa au apărut primii Fixiki din lume. Dar cum anii au trecut, tot mai puține lucruri s-au făcut de mână și tot mai multe lucruri sunt făcute de mașinării în fabrici. Asta înseamnă că sunt tot mai puțin fixichii care se nasc din sufletele oamenilor. Din fericire, fixichii se pot îndrăgosti unii de ceilalți și pot întemeia familii, pot crește copii și pot învăța să devină niște reparatori fixichii onești și pricepuți. Deci ai greșit! Nu suntem deloc liliputani, suntem fixichii! Da! Fixiki! Ascultă, micuțule Tom, de ce nu ne pui filmul? Da, da, vreau să învăț despre liliputanii aceia. Da, chiar vreau. Sigur, vi-l arăt. Oh, nu, ce se petrece? L-am stricat. Oh. Nu pot să-i returnez un disc stricat? Nu te panica. Ne uităm noi la el. Vino și așează-l aici. Micuțule Tom, de ce e discul acoperit de urme? Pentru că îl atingeam cu degetele. Cum adică de ce? E evident că nu știi cum funcționează un disc. Știi tu cum funcționează? Da, știu. Da? Dacă ne uităm la un disc printr-un microscop puternic, putem vedea rânduri mici de diferite culori și lungimi. Aceste rânduri sunt de fapt un cod pentru animații, jocuri sau muzică înregistrată pe disc. Într-un cititor de disc, un laser citește codul și îl transformă în poze și sunete. Dar dacă zgâri discul sau îl pătezi cu degetele murdare, laserul nu-l mai poate citi și discul nu mai merge. De asta trebuie să ții discurile curate și să le pui în carcasă. De asta trebuie să ții discurile de margini. Iar când ai terminat cu ele, trebuie să le pui înapoi în cutiile lor. Cum rămâne cu acesta? Trebuie să-l arunc acum? Stai puțin! Nolik, este timpul pentru o mega curățenie. Să aducem măturile! Hop!
Băiețule Tom, verifică discul. Ia te uită! Acum îți ții cum trebuie. Ura! Discul funcționează acum. Ura! Acum ne putem uita la animații despre liliputani. Hei, Gulliver! Tu de ce stai aici? Ai văzut filmul ăsta deja? Știu, și ce dacă? Cum adică? Uită-te la grămadă de discuri! Unde trebuie să le pui? Ah, în carcase. Fixiki. Telecomanda. Hei, Simca, s-a blocat butonul în telecomandă. Cum putem să-l scoatem de acolo? Privește și învață, Nolik. Te rog, ajută-mă! Hei, haide! Să îi dau drumul acum! Ups! Nolik, ascunde-te undeva! Nolik, ne-a furat telecomanda! Nolik, unde te ascunzi? Nolik! Bună, dragi Fixiki! Hei, unde sunteți? Hei, micule Tom, ai ajuns chiar la țang! Șosețica a fugit cu telecomanda! Și ce? Îl pot porni și fără ea? Iar desenele mele preferate încep chiar acum! Uite de desene, te rog! Nolik a dispărut! Mi-e teamă că Nolik era ascuns în telecomandă! Iar șosețica a luat-o! Oh, nu! Nolik a dat de necaz! Micule Tom, trebuie să faci ceva să-l ajuți! Șosețică! Șosețică! Vino aici! Unde se ascunde câinele ăla? Mă duc să-l caut prin celelalte camere. Simca, micuțule Tom, sunt aici, chiar aici. Momentan, am să aștept aici. Șosețica nu e acolo? Unde ești? Hei, Simca! M-am dus să iau un ghiostănel. Ce ai de gând să faci cu el? Am să caut raza de infraroșu care vine din telecomandă. Asta sună grozav. Dar ce este? Am să-ți explic! Într-o telecomandă este un tip special de bec care emite pulsuri electroluminiscente, pe scurt LED. Când apăsăm un buton, LED-ul trimite o rază invizibilă de infraroșu. Iar în televizor e un receptor pentru aceste raze invizibile. Televizorul înțelege comanda care vine din telecomandă și o execută, cum ar fi schimbarea canalului sau a volumului. Dacă razele sunt invizibile, atunci cum e posibil să le vezi? În ghiozdănel am niște ochelari speciali care mă ajută. Și acum ce? Țipă după Nolik! Fă-l să apese pe oricare dintre butoane! Nolik! Trebuie să apeși unul dintre butoanele de pe telecomandă! Un buton? Dar cum pot să fac asta? Stai o secundă! Șosetuța e blagă, șosetuța e blagă! Nu e nimic aici. Dar uite acolo. Acolo e. E chiar acolo. Șosețică, vino aici. Vrei cumva un hot dog? Deci vrei să faci pe Dura? Bine atunci. Ne-am uitat după raza din telecomandă. Ce păcat că nu pot să o văd și eu. Ce tot spui? Dar poți! Dacă vrei să vezi raze infraroșu, tot ce trebuie să faci e să te uiți prin camere digitale. Încearcă și tu! Pornește camera din telefonul mobil. Acum apasă orice buton vrei de pe telecomandă și îndreaptă camera spre telecomandă. Vei vedea un punct aprins pe ecranul camerei. Aceea e lumina din LED-ul telecomenzii. Emite o lumină specială care nu poate fi văzută cu ochiul liber.
poți de asemenea să îndrepți telecomanda spre oglindă și apoi poți vedea prin cameră cum pornește dioda care emite lumina. Deci asta înseamnă că raza poate să se reflecte în același fel cum face lumina normală. Atunci poți controla televizorul îndreptând lumina infraroșie a telecomenzii spre oglindă. Nu mă crezi? Încearcă să o faci chiar tu! Apropo, dacă jucăriile tale nu erau aruncate sub pat, am fi putut găsi telecomanda fără ochelarii speciali. Nu îți face griji? Când se termină desenele, am să le strâng. Ei, s-au terminat deja! E timpul curățeniei! Fixiki. Antena. Wow, cât de tare! Nu cred! Salutare, dragi fixichi! Ați venit să vedeți la ce lucrez? Profesore Eugenius, spune-ne ce intenționezi să faci cu acest lucru imens! Ei bine, sper să folosesc acest dispozitiv fantastic pentru a lua legătura cu extraterestrii. Încă din timpurile străvechi, oamenii s-au întrebat: există viață pe alte planete? Cum ar putea să arate extraterestrii din spațiu? Și în ce fel de nave spațiale călătoresc? Există unii care spun că au văzut nave spațiale și că arată ca niște farfurii zburătoare. Există și unii oameni care spun că au comunicat cu extraterestrii. Părerea mea e că sigur e doar imaginația lor, iar știința nu a fost capabilă să dovedească niciuna dintre aceste povești. Povestea care mă face să râd mai tare decât restul este a unui tip care spune că a văzut extraterestrii cu ochii lui. Îți vine să crezi? A spus că există un grup de extraterestri minuscul care arată ca niște oameni cu păr strălucitor. Cred că tipul a văzut din greșeală niște fixichi care nu au putut să se ascundă de el la timp. E gata. Dacă aș... Și acum ce? Dacă extraterestrii vor zbura aproape de pământ, li se va face foame și vor veni să mănânce? Extraterestrii n-au nevoie de o farfurie ca asta. Dacă au farfurii care zboară, farfurii zburătoare. Ce nătrâng sunteți! Chestia asta nu e deloc o farfurie. Este o antenă. Antenă? Antenele îi ajută pe oameni să primească semnale radio. Sunt de tot felul de forme și mărimi, cum ar fi asta, asta sau asta. Pentru a prinde un semnal care este foarte slab, antenele puternice în formă de farfurie funcționează cel mai bine dintre toate. Atunci când undele radio se lovesc de farfurie, se creează valuri care se adună într-un punct. Acest lucru face ca semnalul să fie mai puternic și mai clar. Cele mai puternice antene de recepție pot să prindă semnale chiar și din spațiu. Nolik, stai! Te vei arde! Nu mă trata ca pe un băiețel, bine? Ah, interesant! Mă întreb ce este acolo, ai idee? De ce nu mergem să aruncăm o privire? Încercam doar să-l ajut! Nu e nevoie, Nolik, pistolul de lipit este prea fierbinte, iar eu am cam terminat aici. Atunci începem să căutăm extraterestri în spațiu! O secundă, Nolik! Gata! Oh! Și acum... Aha! Să începem! Nolik, Simca, să vedem dacă prindem vreun semnal din spațiu. Tu ce crezi? E cumva noaptea acolo unde se află extraterestrii? Și dacă dorm? Nu-l mai deranja pe profesor cu întrebările tale. Dați-ne drumul, vă rugăm! Ne auziți? Vă rugăm, dați-ne drumul! Mi-e teamă că nu ne pot auzi de atât de departe. Eu nu aud niciun semnal. E o recepție statică. Aveți răbdare, copii, și continuați să ascultați. Digit, știm toți cât de deștept ești. Nu găsești o cale de ieșire de aici? Cred că am găsit una, Tula. Tu stai acolo. Voi folosi un cod special pentru a trimite un semnal că avem probleme. Ia stați puțin, ați auzit? E cumva un semnal de la extraterestri? Ura! Este senzațional! Asta înseamnă că undeva în cosmos sunt forme de viață inteligente. 3 puncte, 3 liniuțe, 3 puncte.
E codul Morse. Încearcă să ne trimită un semnal de ajutor. Crezi cumva că extratereștrii au probleme? Da, așa se pare. Și de unde crezi că au învățat codul Morse în spațiu? Da, e ciudat. Sunt foarte puțini fixichii care cunosc acel cod. Digitul știe. A, și unde este, știi cumva? Și unde e Tula? Ei bine, cred că știu exact cu ce extratereștri am luat legătura. Cred că și eu știu, profesore. Coboară antena! Salutări dumneavoastră, vizitatori extratereștri! Bună! Ce bine că ne-am întors! Ce păcat! Chiar speram să dăm de forme inteligente de viață din cosmos. E în regulă! Măcar am găsit două forme neinteligente! Fixiki. Cutia muzicală. Flautistul începu să cânte la flautul fermecat, șobolanii ieșiră din vizuini și l-au urmat. Și de atunci nu au mai fost văzuți niciodată în Hamlin. Și după aceea, ha? Nu mai pot să citesc, mi-au obosit picioarele. Simca, Nolik, acolo se aude ceva. Unde? În biroul tatei, pe masă. E într-o cutie de lemn. Poate e un șoricel înăuntru. Micule Tom, așteaptă-ne aici, mergem să verificăm. Dacă e un șoricel înăuntru, cum îl vom scoate? Răsătoarele astea sunt foarte mari. Eu de ce-ți citeam cartea aia, ha? Ia un flaut, suflă precaut și va pleca numai decât. Și de unde iau eu un flaut? Îl facem! Tu-tu-ru-ru-tu-tu! Ai înțeles? Am înțeles! Stai puțin! Să mergem mai aproape! Tu-tu-ru-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Vezi? Exact cum ți-am spus! Nu mai sunt șoricei aici! Atunci să mai cântăm puțin ca să nu se întoarcă! Bine! Deci voi făceați gălăgie aici! Oh, bunicule, tu erai! N-am putut să lucrez toată ziua! De la început cineva mi-a ridicat capacul, apoi voi doi cântați pe aici! Simt că am venit cu ideea să cântăm, doar pentru că ți-e frică de șoareci! Wow, ce fel de mașinărie e asta? Păi, tu ce crezi? O râșniță de cafea? Nu. O mașină de găurit? Un scărpinător de picior? Un ce? Ce? Păi, o mașină pentru scărpina picioare. Tu ești mereu pus pe glume. E o cutie muzicală și este minunată. Cutiile muzicale au fost inventate acum mai mult de 200 de ani. De obicei, au înăuntru un cilindru din care ies ace scurte. În fața cilindrului este un piaptăn cu lamele de metal de diferite lungimi. Dacă apeși o lamelă, va face un sunet plăcut. Lamela mai scurtă face un sunet mai înalt, iar cea mai lungă, unul mai jos. Când cilindrul se învârte, acele apasă lamele diferite și se aude muzica. Super! Ce e stricat aici? A sărit arcul! Trebuie să-l împingem înapoi la loc. Mă ajutați? Așa, e mult mai bine. De ce nu pornește muzica? Întâi trebuie să strângi arcul cu o cheie. Tidiș! Știu cine ne poate ajuta. Ei, micule Tom, poți ghici ce mașinărie e? Te-ai dor de hârtie? O mașină de găurit. Ce glumeț ești! Acum nu spune că e un scărpinător de picior. Atunci nu știu. Atunci învârte cheia și vei afla. Vrei să știi cum se formează sunetele înalte și joase?
Pune o riglă obișnuită pe marginea unei mese. Fixează capătul de pe masă și apasă pe celălalt. Cu cât va fi mai scurtă partea liberă, cu atât sunetul mai înalt. Lamele din cutia muzicală funcționează la fel și clopotele sunt la fel. Cu cât sunt mai mici, sună mai înalt. Sunetul unei viori sau unei chitări depinde de grosimea corzilor. Corzile groase au sunet jos și corzile subțiri au sunet înalt. Contează și cât sunt de strânse corzile. Ia o bucată de sfoară sau de elastic, leagă un capăt de o clanță și trage de celălalt capăt. Cu mâna liberă trage de coardă. Cu cât este sfoara mai întinsă, sunetul e mai înalt. Dacă vrei, chiar poți cânta un cântec. Cred că am înțeles acum. E un player de muzică vechi. Pe aproape, dar n-ai ghicit. Se numește cutie muzicală. Asta am spus. Deci, ce se auzea de acolo, nu? Îi serise arcul. Nu asta îmi doream să știu. Cine făcea gălăgie acolo? Tot ce pot să spun e că noi, micule Tom, păstrăm acest secret. Fixiki. Desenele. Da. Așa. Da. Micule Tom, n-ai terminat? Da, arată-ne surpriza și nu mai desena. Dar aceasta este surpriza. Deci, faceți-vă comozi. Liniște în platou și acțiune! Nu? Ar trebui să-i desenezi un cucui. E exact ca o animație ce ai desenat acolo. Chiar ne-a desenat o animație pe bune. Da, sigur. Desene adevărate nu se dau decât la televizor. Dar se fac exact cum a făcut și Tom. Animația e făcută din multe, multe poze numite cadre. Fiecare dintre cadre e puțin mai diferit de cel dinaintea lui. Spre exemplu, un personaj își poate ridica brațul puțin câte puțin. Apoi, dacă privești cadrele foarte repede unul după celălalt, vei vedea că personajul chiar se mișcă. Și așa se fac desenele animate. Și știi ceva? Pentru a face un minut de animație, este posibil să trebuiască să desenezi și 1000 de cadre. Oh, wow! Nu am răbdare pentru asta. Nu e nicio problemă că animația ta e scurtă. Mai ales pentru că e haioasă. Da, foarte haioasă. Micule Tom, cine e tipul ăsta amuzant de aici? Cred că glumești, Nolik. Nu recunoști cine este? Vrei să spui că eu sunt cel din desene? Ai uitat deja ce ți s-a întâmplat de dimineață? Simca, tu ești, nu m-a prins. Sunt prea rapid pentru tine. Ai. Așa rapid că te-a prins tâlpul. Oh, Simca, nu trebuia să îi spui despre asta. Surorile adevărate nu se poartă așa cu fraților. Iar animația ta nu-i deloc haioasă. Nolik, nu pleca? Nu-i nimic, vrea doar să facă pe supăratul. Cât timp e plecat, vreau să-ți arăt ceva. Ai desene pe care poți să le pui la televizor? Am destule. Ce să fac acum? Să ne uităm din nou, dar vreau să-ți arăt aceeași animație, însă pe cadre. Iată, privește atent. Acesta e un cadru. Și acesta, altul. Și altul. Nu e grozav? Aha, foarte grozav. Acum, înapoi la viteza normală. Sunt 25 de cadre pe secundă. Ce să fac acum? E magic. Simca, știi ce? Îmi pare rău pentru Nolik. Da, și mie îmi pare rău. Sunt multe feluri de a face desene animate. Animațiile manuale sunt desigur desenate de mână, iar cele stop cadru se fac astfel. Animatorii mută modelul puțin și fac apoi o poză. Apoi mișcă modelul puțin și fac o altă poză. Apoi o fac din nou și din nou și din nou, până sunt destule cadre să facă personajele să pară că se mișcă foarte lin pe ecran. Încă un stil popular de animație e cel din clay.
În filmele de genul acesta, totul este construit și modelat din plastilină. Dar astăzi, majoritatea animațiilor se fac pe calculator. La început, se face un model al unui personaj, un fel de păpușă digitală. După ce e construit modelul, va fi colorat și animat să se miște. Acesta e tipul de animație folosit în desenele Fixiki. Micule Tom, ce faci? Desenezi nouă animație? Nu, am început să o repar pe cea veche, ca Nolik să nu mai fie supărat. Bun, desenează, iar eu mă duc să-l chem. Nolik! Nu sunt aici! Nolik, iartă-mă! Te rog, nu fi supărat! Hai să vezi o animație! Deja v-am văzut desenele animate! Ce ați făcut? M-ați desenat cu un cucui pe cap? Nici vorbă! Am redesenat totul! Sigur o să-ți placă! E sigur? Bine, haide, arată-mi animația! Liniște în platou și acțiune! Ia te uită! Animația asta îmi place mult! Bun, pentru că am rămas fără hârtie! Eu cred că prima animație a fost mai haioasă! Wow, dar evident că asta este mult mai bună! Da! Fixiki. Bateriile. Oh, micul meu lămâi, așteaptă doar! Într-o zi vei fi un copac splendid și puternic. Vorbește cu un ghiveș de flori. Oh, m-ați speriat! Vă place? Ce anume? Răsadul meu, nu vedeți? Va deveni un copac uriaș. Și acolo, printre frunzele verzi, vor fi lămâi galbene frumoase. Tare! Din chestia aia, lămâi? Oh, da! Va deveni un copacel. Tot ce trebuie să facă e să adune energie. Energie? De unde? De la soare! De la soare va dura așa mult. Oh! Bateriile sunt mai rapide ca soarele. Baterii? Nu cred că vor funcționa. Tula! Știi cât de multă energie au bateriile? Hai să îngropăm o grămadă de baterii aici și o să vezi cât de repede o să crească lămâiul tău. Ești sigur? Absolut! Și de unde luăm bateriile? De acolo! Profesorul Eugenius are o cutie întreagă de baterii. Baterii, baterii, le folosim zilnic și sunt de folos. Baterii, baterii, ele au curent electric ce e prețios. Baterii, 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 da, baterii, baterii, da, baterii, baterii, da, baterii. Asta e! Vom vedea primele lămâi înainte de sfârșitul săptămânii. Prima baterie din lume a fost creată în Italia, cu peste 200 de ani în urmă. Când două tipuri de metal au fost introduse în apă sărată, electricitatea a început să circule printr-un fir dintr-o bucată de metal la cealaltă. Au trecut mulți ani de atunci, însă bateriile funcționează în același fel. Astăzi puteți găsi baterii folosite pentru curent aproape peste tot. Bateriile mici sunt folosite la ceasurile de mână, în timp ce bateriile mari pot alimenta vehicule și chiar și vapoare. Sunt produse milioane de baterii zilnic. Așadar, cum ar trebui să scăpăm de cele vechi? Nu le putem arunca la gunoi, pentru că ne vor otrăvi solul și apa. Cel mai bun mod de a arunca bateriile este să le dai unei stații speciale de colectare, care le trimite la fabrici pentru reciclare. Da, da! Este o idee groaznică să îngropi bateriile. Puteți ucide plantele care cresc în sol. Și acesta este motivul pentru care profesorul Eugenius își pune toate bateriile uzate în cutia de acolo să le arunce în mod corespunzător. Hei, unde au dispărut? Oh, plantuța mea! Te-am rănit! Cum? Unde sunt bateriile? Sunt în... ghiveci! Cum așa? De la baterii? A cui a fost ideea asta? Planta va muri!
Grăbiți-vă! Trebuie să o salvăm! Solul este contaminat. Trebuie să găsim o casă nouă pentru acest răsat. Dar unde? Acolo, e o vază cu pământ sănătos. Haideți, copii! Baterii, baterii, ele au forme diverse, culori și mărimi. Baterii, baterii, poate-s roșii, poate-s verzi, te duc spre înălțimi. Baterii, 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 baterii. Va crește mare și puternic, cu ramuri pline de lămâi frumoase și portocale și pepeni verzi. E un lămâi, Fire. Când ai să încetezi să exagerezi? Cum ai făcut cu bateriile? Păi oricum, bateriile sunt tari, nu? O grămadă de aparate nu pot funcționa fără ele. Așa e, aparatele nu pot funcționa. Uite, răsadul a revenit la viață. Chiar așa? Tula, spune-ne, nu este splendid? Splendid! Fixiki. Cablurile. Liniște! Pregătiți-vă de oră! Liniște! Liniștiți-vă, vă rog! Oh, e atât de cald aici! La lecția de azi vom vorbi despre... Ce a fost asta? Probabil a fost un cutremur. Da, a fost un cutremur, ura! Îmi pare rău, profesoare. Trebuie să găsesc o priză pentru acest ventilator. E groaznic de cald. Chiar așa e, continuă să cauți, vei găsi una. Așadar, unde am rămas? Așa, astăzi... Nu, e imposibil. Nici o priză liberă în tot laboratorul ăsta. Ia uitați. Scoate unul din cablurile acelea și vei elibera o priză. Nu pot. Mi-e teamă să nu scot ceva important din priză. Volte însuși s-ar încurca în toate firele astea. Nu-ți face griji, profesor Eugenius. Vom găsi noi o priză pentru tine. Așa e, prietene. O ceașcă de ceai îți va face bine. Du-te și relaxează-te. Mulțumesc, prietene! Îți sunt recunoscător ca de obicei! Fixichii au deschis școli pentru copiii lor în tot felul de locuri! Fabrici, magazine și depozite! Oriunde există o mulțime de mașinării și aparate și locuri pentru a ne ascunde de oameni! Aici se află școala noastră, chiar în laboratorul profesorului Eugenius! Este un loc fantastic pentru mine să țin orele. În fiecare zi sunt aduse noi dispozitive, materiale, jucării, chiar și mâncare pentru examinare. Există și o mulțime de dispozitive și instrumente științifice ce pot fi studiate. Cel mai important e că nu trebuie să ne ascundem de oameni, deoarece pe colegul meu, profesorul Eugenius, sunt mândru să-l numesc prieten. Iubește Fixiki! Ne ajută oricând avem nevoie și ne încredem în el cu secretul nostru. Ce să facem mai întâi? Trebuie să începem cu descurcarea cablurilor. Va dura o secundă. Uite aici! Nu, aici! Nolik, ajută-ne! S-o facem! Haide, 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 încă puțin! Sunt prins aici! Slăbiți cablurile! Trebuie să-l tragem pe acesta! Da! Terminați odată, vă rog! Mulțumesc, Digit! Tidiș! Păi, eu sunt de părere că pentru a dezlega nodul acesta trebuie să lărgim bucla aceea și să împingem firul prin ea. Apoi o facem din nou la capătul celălalt. Asta e! Foarte bine, fetelor! Acum trageți bine! Perfect!
aude de aici nu e băgat în niciun aparat. Atunci nu-l folosește nimeni. Asta înseamnă că ar trebui să mergem și să-l scoatem din priză. Bine! Didiș! Berta, iată încă un cablu care nu e băgat în priză. Am găsit încă un cablu nefolosit. Adică eu și Simca l-am găsit împreună. Nolic, de ce ești așa supărat? Pentru că voi faceți toată treaba. Ce zici de cablul ăsta? N-a fost verificat încă. Serios? Oh, wow! Ce? Ai găsit vreo comoară, Nolic? Aha! Sunt 6 prize libere aici. Grozav! Acum profesorul Eugenius își poate conecta ventilatorul, fierbătorul și chiar și pistolul de lipit. Pentru a alimenta un dispozitiv fără baterii cu electricitate, trebuie să conectezi niște cabluri în priză. E important să nu lași cablurile să se atingă între ele, altfel curentul le poate arde. De aceea firele sunt acoperite în plastic sau cauciuc, ca electricitatea să nu treacă de la un cablu la altul. Sau să nu ne curentăm, așa că ai grijă mereu la cabluri și să nu atingi niciodată un cablu liber, altfel te poți curenta. Oh, ce m-aș face fără prietenii mei minunați? Mulțumesc! Scuze, doar nu am vrut să... am să plec. Te rog, e o idee bună. Iar noi vom începe lecția. Despre ce discutam? Despre cabluri! Atunci se pare că s-a terminat ora.